Vă salut, dragi prieteni, și bine ați revenit sau venit pentru prima oară pe canalul Adevăruri Secrete. Astăzi vreau să vorbim un pic despre eroarea crucială făcută de Statele Unite în frunte cu Joe Biden în timpul retragerii din Afganistan, mai ales acum că lucrurile s-au mai liniștit un pic. Înainte să începem, dacă vrei să fii la curent cu ultimele știri cu documentare română, cu teorii incredibile și știri explozive, apasă butonul de subscribe și clopoțelul ca să fii printre primii care află când lansăm materiale noi. Ei bine, prieteni, vreau să vorbim un pic despre decizia greșită a liderilor politici și militari de la Washington de a abandona baza aeriană Bagram în luna iulie, lucru care a accelerat căderea Afganistanului în mâinile talibanilor și a jucat un rol important în haosul evacuării americanilor și afganilor din Kabul, după ce țara a căzut în mâinile islamiștilor. Această opinie este împărtășită nu doar de mine, ci de foarte mulți analiști de peste ocean, care o consideră una dintre cele mai grave erori făcute de Statele Unite în faza finală a războiului din Afganistan. Baza Bagram a reprezentat, pentru cei care nu știu, timp de aproape 20 de ani, epicentrul războiului dus de americani pentru a-i înlătura din Afganistan pe talibani și a-i vâna pe membrii rețelelor teroriste, acuzați că au organizat atacurile din 11 septembrie 2001 împotriva Statelor Unite, motiv pentru care și-au permis, bineînțeles, să invadeze Afganistanul. Ea a fost cea mai mare bază militară americană din țară, înainte de a fi abandonată însă la data de 1 iulie, înainte de terminul limită de 31 august pentru retragerea finală a forțelor americane. Militarii americani, prieteni, au părăsit baza aeriană și aeroportul Bagram în cursul unei nopți, tăind electricitatea, practic putem spune și în glumă noaptea ca hoții, și fără a anunța noul comandant afgan al bazei, care a descoperit plecarea soldaților SUA la mai mult de 2 ore după ce aceasta se produsese. Am auzit unele zvonuri că americanii au părăsit Bagram și în cele din urmă, la ora 7 dimineața, am înțeles că s-a confirmat că au părăsit deja Bagram. A declarat la momentul respectiv generalul Mir Asadullah, devenit ulterior comandant al acestei baze aeriene. Înainte ca armata afgană să poată prelua controlul aerodromului, situat la aproximativ o oră de mers cu mașina de capitală Kabul, a fost invadată de civili care au jefuit clădirile și corturile uriașe folosite ca depozite, înainte de a fi alungați de forțele de securitate afgane. La început ne-am gândit că poate sunt talibanii, a declarat în acel moment un soldat afgan. El a afirmat că comandanții americani i-au sunat pe omologii lor afgani de la aeroportul din capitală și le-au spus: suntem aici la aeroportul din Kabul. Soldații afgani prezenți la baza care a găzduit peste 100.000 de soldați americani, prieteni, au criticat modul în care Statele Unite au părăsit această bază, în timpul nopții și fără să informeze pe militarii afgani însărcinați cu patrularea perimetrului. Într-o noapte au pierdut toată bunăvoința câștigată în 20 de ani, plecând așa cum au făcut-o, noaptea, fără să le spună soldaților afgani care patrulau în afara zonei, a afirmat un soldat local. La 20 de minute de la plecarea pe furiș a forțelor americane, electricitatea în bază a fost oprită, iar Bagram a fost scufundată în întuneric. Potrivit soldaților afgani, întunericul brusc care a cuprins baza a fost ca un semnal pentru hoți. Aceștia au intrat în Bagram din nord, distrugând barierele, după care au început să jefuiască clădirile, luând cu ei tot ce nu fusese încărcat în camioanele americanilor. O agenție de știri nota că la 3 zile după plecarea armatei Statelor Unite, soldații afgani încă adunau grămezi de gunoaie în bază, care includeau sticle goale de apă, doze și băuturi energizante lăsate în urmă de jefuitorii sălbatici. Ce au lăsat americanii în bază? La câteva zile după ce Bagram a fost abandonată de americani, autoritățile afgane au făcut ziariștilor un tur al bazei, de mărimea unui mic oraș care fusese folosită exclusiv de SUA și NATO. Jurnaliștii au descris dimensiunea extraordinară a bazei, cu drumuri de acces printre barăci și clădirile de dimensiunile unor hangare. Bagram are 2 piste de aterizare, una de 3660 de metri, construită în 2006, și peste 100 de locuri de parcare pentru avioanele de vânătoare cu pereți antiexplozie, meniți să protejeze fiecare aeronavă. Baza avea un salon pentru pasageri, un spital cu 50 de paturi și cortul gigant de dimensiunile unor hangare pline cu provizii. Generalul Kohistani
a afirmat atunci că SUA au lăsat în urmă 3,5 milioane de articole de dimensiuni mici, între care zeci de mii de sticle de apă, băuturi energizante, porții de mâncare gata preparate pentru soldați, telefoane mobile și așa mai departe. De asemenea, americanii au abandonat în bază mii de vehicule civile, multe dintre ele fără chei în contact și sute de vehicule blindate. Statele Unite au lăsat în urmă și arme mici și muniție pentru ele, doar că soldații americani au luat cu ei armele grele. Muniția pentru armele care nu au fost lăsate în urmă pentru armata afgană a fost aruncată în aer de americani înainte să plece din Bagram. Baza mai inclus de asemenea o închisoare cu aproximativ 5.000 de prizonieri. Mulți dintre ei suspecți de apartenență la mișcarea talibană, aceștia au fost eliberați de islamiști după ce au cucerit Bagramul, bineînțeles. Haideți să vedem, prieteni, de ce a fost o decizie greșită. Într-o declarație făcută în acel moment în care americanii au părăsit baza, generalul afgan însărcinat cu paza ei a insistat că armata afgană ar putea asigura securitatea bazei aeriene, o afirmație care însă a fost contrazisă după doar câteva zile când talibanii au capturat Bagram. Din acest motiv, decizia liderilor politici și militari americani de a abandona baza aeriană este considerată de tot mai mulți analiști momentul crucial care a accelerat căderea Afganistanului în mâinile talibanilor. Iată câteva motive, prieteni, pentru care aceasta a fost o decizie greșită. Americanii nu au transferat baza în mod oficial afganilor, un gest care a pus sub semnul întrebării dorința reală a Statelor Unite de a continua să-i ajute pe aliații lor locali. Abandonarea bazei a semnalat afganilor că președintele Joe Biden a fost determinat să se asigure că oricât de grav ar deveni situația din Afganistan, aceasta nu i-ar fi putut modifica hotărârea de a părăsi țara. Tăierea electricității pare să fi indicat că americanii erau convinși că forțele afgane nu vor fi capabile să preia controlul și să exploateze Bagram, facilitând astfel capturarea bazei de către talibani. Forțele afgane care au continuat să lupte împotriva islamiștilor nu au avut sprijinul avioanelor de vânătoare și bombardament americane de la Bagram, fiind lăsate aproape complet singure să se descurce pe teatrul de război. Adela Raz, ambasadora afgană în Statele Unite, s-a plâns de altfel în acel moment că sprijinul aerian al SUA este extrem de limitat. Aceasta în contextul în care capitalele de provincie din Afganistan au căzut în mâinile talibanilor, forțele afgane au cunoscut dezertări în masă, iar islamiștii au pătruns aproape nestingeriți în Kabul. Abandonarea bazei Bagram a demoralizat armata afgană și a accelerat colapsul ei fulgerător. O bază aeriană strategică cu două piste, prieteni, a fost abandonată în favoarea unui aeroport civil cu o singură pistă, aflat în mijlocul unui oraș cu 4 milioane și jumătate de locuitori, înconjurat de dealuri, care oferea zone perfecte de tragere pentru inamici și a cărei securitate exterioară era asigurată de talibani. Dacă americanii ar fi continuat să păstreze Bagram, presiunea pusă de talibani pe Kabul ar fi fost mult mai scăzută, iar Statele Unite ar fi putut să-și continue eforturile de sprijin al armatei afgane și de evacuarea civililor în condiții normale. Dacă baza aeriană Bagram, prieteni, ar fi fost în continuare operațională, evacuarea civililor din Afganistan nu ar fi fost atât de haotică cu siguranță și s-ar fi putut desfășura mult mai organizat pe aerodromul militar aflat la 60 de kilometri de Kabul. Abandonarea bazei Bagram i-a lipsit pe americani, prieteni, și pe afgani de un centru medical necesar. Bagram avea un spital de ultimă generație, cu 3 săli de operație și o unitate de tratament intensiv cu 13 paturi. Până la urmă, a cui a fost vina? Situația dramatică, prieteni, care a însoțit evacuarea americanilor și afganilor de pe aeroportul Hamid Karzai din Kabul, are adus în discuție momentul abandonării bazei Bagram. Casa Albă și Pentagonul au făcut în ultimele zile declarații contradictorii legate de decizia de a abandona această bază. Consilierul pentru Securitate Națională i-a acuzat duminică pe oficialii militari de decizia privind abandonarea bazei Bagram și de a folosi aeroportul din Kabul pentru eforturile de evacuare. Orice președinte responsabil ar acorda o pondere semnificativă sfaturilor comandanților de pe teren, a afirmat acesta. Și sfatul acestora a fost să închidă Bagram și să se concentreze asupra capitalei Kabul. Această explicație vine după ce președintele Joe Biden declarase joia trecută că a optat pentru închiderea bazei Bagram pe baza sfaturilor liderilor militari. Președintele democrat Joe Biden practic astfel a dat vina pe generalii săi pentru retragerea prematură de la baza Bagram. Surpriza vine însă, prieteni, de la generalul Mark Milley, șeful statului major. Acesta a oferit, bineînțeles, o variantă diferită față de Casa Albă privind Bagram.
Dacă ar fi fost să menținem atât Bagram cât și ambasada, ar fi fost necesar un număr semnificativ de forțe militare. Așa că a trebuit să renunțăm fie la una, fie la alta și s-a luat o decizie. Cu alte cuvinte, președintele le-a ordonat militarilor: părăsiți țara, asigurați ambasada fără trupe în plus. Printre criticii acestor operațiuni s-a aflat și locotenentul colonel Stuart Scheller, care a acuzat liderii militari într-o postare devenită virală. Nu susțin că trebuie să fim în Afganistan pentru totdeauna, dar vă spun, v-ați pus vreodată vreunul dintre voi gradul la bătaie și ați afirmat: hei, este o idee proastă să evacuăm aeroportul Bagram, o bază aeriană strategică, înainte de a evacua pe toată lumea. A făcut cineva asta? Iar atunci când nu v-ați gândit să faceți asta, a ridicat mâna cineva și a spus: am dat-o complet în bară în această privință? Locotenentul colonel și-a dat demisia după aceste declarații, iar liderii militari i-au atribuit atribuțiile de comandă. Unele voci de la Washington, prieteni în special din tabăra republicanilor, au afirmat că decizia politică de a închide baza Bagram a fost catastrofală și au cerut chiar redeschiderea ei pentru a securiza retragerea soldaților americani și evacuarea celor de pe aeroportul din Kabul. Cred că talibanii au cerut închiderea bazei. Cred că a făcut parte din acordul încheiat de Biden, a susținut un fost veteran al forțelor speciale americane. Talibanii au amenințat că vor începe să lupte din nou, iar Biden s-a speriat, a spus acesta. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut acest material, dați un like, nu uitați să vă abonați la canalul Adevărul Secrete, apăsând butonul roșu de subscribe și clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele știri și cu declarații explozive. Până data viitoare, să ne auzim cu bine!